Mă numesc Pădurar Dalia, sunt din Pașcani, un mic oraș, un colț de rai. Dalia, ai venit însoțită de către... Radu. Soțul tău și... Copiii, Iasmin, Iasmina, Madelin și Adelin. Iasmin și Iasmina? Gemeni. Ah, gemeni, ce frumos! Cu ce tău copii? Am firmă de decor de 24 de ani și datorită la această firmă mi-am făcut un restaurant. Anul trecut am mai deschis un restaurant, al doilea, dar a la carte nu este pentru evenimente. Iar acum o săptămână am deschis o piscină mare în oraș. Avem și câteva magazine de copii și florărie. Și am vrea într-o zi să ne liniștem, să rămânem numai cu restaurantul ăsta care îl avem și piscina. Începem. Am vrut să vin la această emisiune și țin să merg mai departe în această emisiune. Să demonstrez unor persoane pe plan local că eu fac bucătărie la restaurantul meu. Și tot sprijinul restaurantului sunt eu. În această seară voi prepara o altfel de pizza, reinterpretată și mai mult inventată, care cumva leagă familia noastră, pentru că are în ea ce place la fiecare din casă. La unul cașcavalul, la unul ciperci, la unul umplutura de tacos. Și sper să-mi iesă. Aș dori ca această pizza să ajungă pe mesele restaurantului meu și să fie una dintre cele mai apreciate pizza din oraș. Am început de jos, tare de jos. Am început cu marfă de aici din București, în 92. Niște pantalonași care lucram eu singur la mașina de cusut din piese și mergeam la uși la oameni și fiindeam. Nu vreau să plâng. Și mergeam să mă rog să-mi cumpere pantalonași. La un moment dat, toată lumea în oraș, când mă vedea pe stradă, spunea că uite. Și acum, la ora actuală, fata care vindea pantaloni. Și după aia, de la o batistă, două batiste, buchete de flori făcute din flori artificiale la 8 martie, pot să zic că ne-am ridicat. Dar am muncit prea mult, mult, foarte mult, în 20 de ani de activitate. Într-o noapte, dacă dormeam 4 ore amândoi, țineam copiii în piață, pe tarabie să doarmă, pe sub tarabie să doarmă. Ceea ce ei, acum toți patru, nu vor să vadă piața, nu vor să vadă nimic, nici magazine. Avem o lună de când copiii și eu personal n-am fost să vedem magazinele. Pentru că nu mai vrem să ne liniștim. Am muncit prea mult. Acum, sosul bolognez este tot făcut în oală de lut și acoperit cu aluat de pizza. Părerea mea este că este foarte, foarte, foarte bună. Dar ne place nouă. Nu la toată lumea, e pe gustul nostru. Wow. Să le decorăm pe rând, ca să mai coacă și altele. Sincer, am emoții. Orice s-ar întâmpla, sunt sigură că o să fie spre binele meu. Adică, dacă ei mi-ar spune că am greșit, înseamnă că nu sunt bună. Nu sunt bună și trebuie să revin. Doamne. Gata, mă, ciolan cu varză. Uite și eu munte de ciolan. Aș mânca. Ciolan? Da. Cu varză? Da. Acă? Da. Hai, mă. Dar nu e... Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă, frate? Eu o scot de aici cu totul. Ia. Băi, nu strica, mă, tot. Hai, mă. Am vrut să văd ce e, mă. Bă, este pizza întoarsă. Nu e, mă, pizza întoarsă. Dacă nu e pizza întoarsă asta, ascultați-mă ce vă spun. E altceva, e tot o chestie grecească, brusul. Nu știu, mă, să ne spună Cătălin că ele... Nu, nu, n-am văzut-o. Carne tocată, ciuperci. Brânză. Cașcaval la bază. Și... Băi... Blat de pâine. N-ați auzit de pizza boloneze? E întoarsă. Asta e pizza întoarsă. Da, mă, dar brânza aici stă jos, nu sus. Dar asta cu brânza jos nici eu n-am mai văzut. E de pe Moldova asta. Moldoveam a fost în vacanță în Grecia. Băi, din bazinul mediteranean, sigur, că uite, rozmarin e peste tot, măstină peste tot, doar aici găsește așa ceva. Eu m-aș duce mai mult cu gândul la o improvizație. Hai să vătăm. M-ați tocat. Bună seara.
Bună seara! Din Moldova sunt. Da, am ghicit din Moldova. Cum e din Moldova? Din Pașcani. Din Pașcani. Cum vă numiți? Pădura Rudalia. Am 41 de ani. Mulțumim. În primul rând, mă bucur din suflet că vă cunosc personal. Mulțumim și noi, ne bucurăm. Sunteți pentru mine niște muze fiecare în parte. Niște ce? Muze. Muze! Băi, asta e prima oară când am avut treaba asta, e foarte tare. Nu mi-a zis nimeni că sunt o muză. Și imaginez pe scărătăți cu muză, dar știi cum? Muză. Cum era odată, știi? Muza. Știi cum stătea muza? Muza stătea așa tolănită pe o canapea. Ventilată. Da, ușor ventilată și cu un pahar de... De ceva. Ceva în mână. Adică oricare dintre noi am fi în situația asta, acum cred că toți trei suntem grași. Mai puțin da. Scărlătesc. Nu-l mi-a ascultat pe ăsta, că poate... Sunteți minunați. Da. Zine ceva despre mâncarea asta. Că, într-adevăr, e un alt fel de pizza. Eu nu am luat de nicăieri acest... Băi, v-am zis, mă. Pur și simplu l-am, să zic, improvizat sau inventat la mine în casă, pentru copii. Câți copii ai? 4 copii. Oh, 4 să vă trăiască, măleu. Da? Câți ani eu? 18, 14 și gemen de 7 ani. Face cineva așa în casă? Nu. Nu face? Incredibil. 3, 2, 1 și... Și ce faceți? Cu ce vă ocupați? Administrez 2 restaurante. Apa! Iar dumneavoastră sau? Personal. Familie. Două. Oh, nu e rău. Unul pentru evenimente, unul la card. Și cum aveți timp și de copii și de cărți? Și avem și o florărie și o firmă de decor și evenimente. Și o florărie. Și cine gătește la restaurante? Normal, când am început acum 5 ani, m-am implicat eu foarte mult. Dar acum încep să las personalul, că mi-am stabilit un personal bun. Soțul cu ce se ocupă? Cu cot la cot, muncem foarte mult. Același lucru. Business-ul de familie pe care îl conduceți împreună. Da, tocmai asta e. De asta am vrut să vin la emisiunea asta, pentru că foarte multă lume ne judecă, spune că ne susține cineva din spate, că nu facem noi totul. Și atunci am zis că să demonstrez cuiva că pot. Și eu sunt acolo în bucătărie, în spate, și în primul rând să demonstrez copiilor mei că nu stau degeaba 8 ore după mireazul. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte? Din start l-am ales pe domnul Sorin. Mulțumesc! Vreau doar să vă arăt cum arată o familie care muncește toată ziua. Bună ziua! Și uita și bună ziua! Bună ziua! Ce mare! Ce te lea, ce mândre. Eu sunt tatăl copiilor. Să vă trăiască. Ce familie, mă. 14 ani, 18 și gemeni. 7 ani. Și gemeni, da. Iasmin Paraschiv și Iasmina Paraschiva. Datorită cuvioasei Paraschiva, i-am adus prietenul. Dar voi lucrați și voi cu mami? Ne mai implicăm câteodată, când reușim și noi. Că și cu școala și cu... Punem acțiuni pentru viitorul meu. Tot ce facem, facem pentru viitorul meu. Felicitări! Atât, am fost aviară. Haideți! Mulțumim frumos, o zi frumoasă! Noi mulțumim, salut! La noi vin de regulă oameni care vor să folosească această ocazie ca o pârghie să-și deschidă primul restaurant. În asta deja aveți 2 restaurante, 4 business-uri de succes. Îmi doresc foarte mult, deci foarte mult îmi doresc să învăț. Nu știu. Îți arăt eu primul ce am votat, pentru că n-am știut de unde să iau preparatul tău. Din ce cultură, din ce țară, n-am știut de unde să-l iau. Copiii mei, unul din copiii mei iubește compoziția de la tacos. Ok. Unul din ei cașcavalul, unul din aici percuțele și unul a luat ăsta. Eu n-am înțeles foarte clar preparatul și atunci pare rău. Mulțumesc oricum. Pe mine m-ai plimbat din sudul Italiei, prin Grecia, prin... L-am și scos de aici să mă uit bine la el. M-am uitat la roșia, am văzut rozmarinul. Bă, zic, ce a vrut să spună italianca asta din sud? Nu știu, m-am gândit la toate alea. M-au dus colegii mei prin Grecia. Stai, bă, că lui Saganachi. Dă gustos, e foarte gustos. Mulțumesc. N-arată el așa de spectaculos. Asta e, da. Nu, înghesuit aici arată mult mai bine decât ce am scos eu pe farfurie, așa că... Știam că se întâmplă asta. Mulțumesc mult. Mulțumesc, nu meritam, da.
mulțumesc. Ideea este foarte interesantă. Poate o idee mai mult sos și Coca o idee mai subțire, da? Poate să iasă o plăcințică bună, că spre pizza e un pic mai departe. Am bănuit că e pizza, cumva altfel, dar interesantă ideea și are gust. Felicitări! Nu mai spune că nu meritai. Lasă-ne pe noi să spunem dacă meritai să... Mulțumesc, la revedere! Sunt super copleșită. O să le iubesc mai mult ca pe un trofeu. Și o să-l păstrez ca pe un trofeu.